La nivelul întregii țări se desfășoară PROCIV 2017. Exercițiul care are loc până vineri testează înștiințarea, avertizarea și alarmarea în situații de protecție civilă. Scenariul aplicației presupune primirea de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de la structurile care monitorizează sursele de risc a unor informări cu privire la iminența producerii unor situații de protecție civilă generate de căderea de obiecte din atmosferă și derularea activităților specifice în astfel de situații. Scopul acestui exercițiu a fost verificarea sistemelor de alarmare a populației, verificarea fluxului informațional între dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și departamentele superioare și inclusiv verificarea reacției autorităților locale. Au fost telefoane? Nu au fost telefoane pe numărul de urgență. Asta înseamnă că populația a fost informată și pregătită pentru astfel de exercițiu. Într-o situație reală, ce ar trebui să facă populația atunci când aude alarma sunând? Deci, în primul rând, populația trebuie să știe că atunci când sun aceste sirene, trebuie să se adăpostească și să asculte indicațiile autorităților. Cele aproape 500 de sirene care au început să sune simultan nu i-au speriat pe gălățeni, aceștia fiind informați despre faptul că totul este doar o simulare. Alarmă! Nu v-ați speriat! Da, de ce speriem? Chiar ne speriem? N-avem. Este o alertă, cred că, de terorism, de, nu știu, azi să nu intrăm în panică. V-ați speriat? Puțin, da. Știți că e exercițiu? Da, știm, da. V-ați speriat? Parcă nu prea, dar că ne-am anunțat dinainte. Ne-am anunțat dinainte, că a zis că să fim bate, să nu ne speriem. Dar în caz de pericol... Ce vreau să faceți, doamnă, în caz de pericol? Să ne adăpostim, dar unde? Că suntem pe stradă. Am aflat că este un exercițiu, da. V-ați speriat? Nu. Și ce trebuie să faceți în caz că auziți aceste alarme? Da, sigur, să ne adăpostim subteran. Știți, mă rog, un adăpost subteran în zonă? Ca să fiu sinceră, nu, nu este în zonă, nu este, doar la subsolul blocului, atât. Cu toate și acolo e periculos. Scopul PROCIV este de testare și verificare a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situație de protecție civilă prin acționarea mijloacelor de alarmare acustică. Astfel de exerciții sunt necesare pentru îmbunătățirea capacității de reacție a instituțiilor cu atribuții în gestionarea unor situații privind protecția civilă, dar și pentru creșterea gradului de cunoaștere a semnificației semnalelor acustice și a măsurilor care trebuie adoptate de către populație în astfel de situații.